TVR acuză organizatorul Eurovision că a modificat rezultatul votului dat de juriul românesc, oferind punctaje diferite concurenților din finală. Potrivit unui comunicat transmis de TVR, juriul românesc acordase punctaj maxim echipei care a reprezentat Republica Moldova, însă EBU ar fi decis să acorde punctele Ucrainei. Votul la Eurovision a fost perceput în ultimii ani ca fiind unul profund politic, fiind contaminat de simpatiile și alianțele regionale dintre țări. Tocmai de aceea, introducerea votului publicului a răsturnat rezultate care de multe ori erau previzibile. Concursul de anul acesta, desfășurat în umbra războiului din Europa, a fost marcat de la o controversă legată de un anunț al organizatorului, care a intervenit sâmbătă noaptea la încheierea concursului. Potrivit unui comunicat, EBU a descalificat juriile din 6 țări, printre ele s-ar număra și România, pe motiv că ar fi observat unele nereguli și le-a înlocuit cu un agregator de scoruri. Decizia insuficient explicată a stârnit nedumerire. România, prin televiziunea publică, a denunțat o schimbare a regulilor în timpul jocului și a precizat că acordase maximum de puncte Moldovei, nu Ucrainei, așa cum s-a anunțat la Torino. La rândul ei, trupa Zdob și Zdub, care a reprezentat Republica Moldova, a afirmat că i-au fost anulate voturile de către EBU. În ciuda acestui fapt, trupa s-a clasat pe un meritoriu locul 7. Pe de altă parte, Italia a anunțat că a depistat tentative de atacuri informatice ale unor hackeri proruși în timpul finalei Eurovision, în condițiile în care Rusia a fost exclusă de la concursul Eurovision de anul acesta ca urmare a invadării Ucrainei.